Rafael Dunărințu, vot pentru cetățenii orașului. Primarul din Baia de Aramă este încrezător că proiectele pentru județ vor continua cu sprijinul viitorilor parlamentari și totodată noi programe vor fi demarate în nordul județului. Am votat pentru familia mea, am votat pentru cetățenii orașului Baia de Aramă, am votat pentru țara mea dragă. Sper ca astăzi să se decidă lucruri bune, să fie liniște în țară, să fie bine, să prosperăm și cu siguranță județul Mehedinț să înflorească. Ținând cont că pe listele electorale se află cetățenii ai județului Mehedinț, sperați ca aceștia să facă mai mult pentru județul nostru? Cu siguranță îi cunosc, toți sunt oameni din administrația locală, avem așteptări mari de la ei, sperăm să vină în sprijinul nostru, să fie alături de noi, sunt mehedințeni și pretențiile mele, cel puțin, sunt foarte mari de la domniile lor. Un proiect îndrăzneț pentru nordul județului demarat de primarul Rafael Dunărințu este realizarea domeniului schiabil în Baia de Aramă, proiect pe care viitorii parlamentari mehedinseni și-au propus să-l sprijine. Este un proiect, așa cum am spus-o de fiecare dată, foarte important. Îmi doresc să fie alături de mine, îmi doresc ca acest proiect să schimbe nivelul de trai al cetățenilor din orașul Baia de Aramă. Îi îndemn pe toți să iese la vot, deoarece doar prin votul lor putem să avem un trai mai bun. Prin implementarea acestui proiect se vor crea foarte multe locuri de muncă în zona Baia de Aramă. Așa este și cu siguranță am pus suflet la acest proiect și o să-l duc la bun sfârșit cu ajutorul bunului Dumnezeu și cu cei pe care astăzi o să-i vei alegem la aceste alegeri importante pentru țara noastră. Oamenii din Baia au ieșit de asemenea număr mare la vot la ora 13, prezența fiind de 16,3%. În Baia de Aramă au fost organizate 5 secții de votare.